După ce a evoluat în returul sezonului trecut în primul eșantion fotbalistic din Republica Moldova, la Zimbru Chișinău, severinanul Samuel Zimța, de 22 de ani, a semnat cu Ripensia Timișoara. Noua sa echipă evoluează în Liga a doua și ocupă locul 19 cu doar un punct acumulat în 4 etape. Mă bucur că am semnat cu acest club. Ripensia este o grupare stabilă care dă credit tinerilor. Începutul de sezon nu a fost unul favorabil, dar sunt convins că ne vom reveni și că echipa are potențial să se lupte pentru o clasare în prima parte a clasamentului. Abia aștept să debutez într-un meci oficial la Ripensia, sunt convins că am făcut o alegere bună, a declarat Zimța pentru site-ul oficial al clubului bănățean. Sâmbătă, de la ora 11, Ripensia, echipă la care mai sunt legitimați fotbaliștii severineni Răzvan Mogoș și Ianis Mihart, joacă pe teren propriu cu ultima clasată Metaloglobus București. Înființată în 1928, Ripensia a cucerit în perioada interbelică 4 titluri de campioană a României în 1933, 1935, 1936 și 1938. A cucerit și Cupa României în 1934 și 1936. După cel de-al doilea război mondial, echipa a fost desființată de noul regim politic care s-a instaurat în România, iar clubul a fost reactivat tocmai în 2012 în Liga a 6-a Timiș, de unde a promovat succesiv până în eșalonul secund. Zimța a evoluat la juniori doar în Italia, la Inter Milano, Virtus Entella și Brescia, iar în România a debutat la FCU Craiova în 2018 în Liga a 3-a.